Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade rezumat. În acest roman, Mircea Eliade ne povestește despre adolescența sa, cu toate dilemele și slăbiciunile specifice acestei vârste. Din dorința foarte mare de a scrie un roman, adolescentul a început să-și ia notințe încă de la vârsta de 15 ani. El prezenta o pasiune deosebită pentru citit, autorii săi preferați fiind Honoré de Balzac și Giovanni Papini. Însă nu-i plăcea matematica și nu se descurca deloc la germană. În timpul liber, mergea împreună cu prietenii săi, Robert și Dinu, în parcul Cismigiu, pentru a cunoaște fete. De altfel, în fiecare sâmbătă seara, mergeau la casele cu felinare roșii, pentru a-și satisface dorințele erotice. Locul în care tânărul petrecea cel mai mult timp și de care era legat sentimental era mansarda, unde își amintea cele mai plăcute, dar și cele mai dificile momente. Adolescentul miop făcea parte din societatea cultural-dramatică, Muza, unde, printre altele, a avut un rol și în piesa scrisă de prietenul său, Fănică, un liceu model. Pentru a-și câștiga banii de buzunar, el a început să scrie articole la o revistă, iar directorul redacției, domnul Leontecu, a declarat că este foarte mulțumit de talentul tânărului de a scrie.